Bună seara și bine v-am găsit, sunteți la TV Buzău, la a patra putere. Continuăm seria dezvăluirilor legate de scandalul anului în primăria municipiului Buzău, acolo unde procurorii DIICOT au descoperit mai multe nereguli în privința modului în care au fost gestionate datele privind mai multe firme, mai multe societăți, zeci de societăți din municipiul Buzău, dar și situația mai multor persoane fizice. Vorbim despre acuzații destul de grave, grup infracțional organizat, creat în rândul mai multor angajați din cadrul Direcției de Taxe și Impozite, un grup care ar fi facilitat sau ar fi favorizat, mai bine spus, mai multe societăți și mai multe persoane fizice să fie scutite de amenzi și, de ce nu, de taxe și impozite. Sunt firme care au beneficiat de certificat fiscal în mod ilegal pe zero, pentru a participa la anumite licitații și, evident, licitațiile acelea au fost câștigate. Vorbim de licitații pentru transportul în comun din municipiul Buzău și multe alte nereguli pe care, în acest moment, procurorii DIICOT din Buzău le investigează acolo, în Palatul Comunal. Fiind joi, îl avem ca invitat pe domn profesor Mircea Costache. Bună seara, bine ați revenit, domn profesor. Bună seara, bine v-am găsit. Cred că abia așteptați să comentați acest subiect, subiectul săptămânii și, zic eu, scandalul anului în primăria municipiului Buzău. Dimpotrivă. De ce? Eu am vorbit de 25 de ani despre asta, acum eu mai lipseam. Acum să vorbească alții care până acum m-au urât, m-au disprețuit. Dom'le, ce rău este, dom'le, nu vede numai negru, toți sunt hoți în jur, toți numai, peste tot e numai prăduială, numai jaf. Acum ce să mai vorbesc eu acum? Acum, chiar așa, domn profesor? Ba, dacă mă zgândări așa cu cine știe ce... O să vă zgândări, să nu mă duceți cu guvernul, cu astea, la nivel național, că nu vă las. Sincer, avem probleme grave aici la Buzău, domn profesor. Asta e problemă gravă? Printre altele. Bă, Mihai, tu nu simți ironia? Da, o simt. Tu nu simți mișto că cineva, când dispar valori imense, n-a rămas un bănuț pentru un trotuar, pentru o alee, pentru o stradă ca lumea, pentru un... Așa. S-au mâncat bani adevărați. Și acum umblăm că n-au plătit unii 3,50 lei taxe și impozite. Care, domnule, 3,50 lei? Vorbim de o primă sumă de 700.000 de euro. E o sumă inițial estimată la 700.000 de euro. Raportată la 48 de debitori, de firme care nu și-au plătit taxele alea. Risipite așa, cam cât de importantă ți se pare față de adevăratul atunci mare... Atunci să fure în continuare, domnule, să le șteargă la toți. Bă, întreabă și tu, unde s-au băgat 9 milioane de euro, cu care alții fac 3 km de autostradă, pe 300 de metri de piatră China, de ordinară, pe Cuzavodă. Întreabă și tu de lucruri importante, că eu am zis, bă, Buzăul ăsta are 84 de miliarde în anul 2014 la spații verzi. Alții au 1.300.000, 2 miliarde, 3 miliarde. Noi și avem au și aia spații verzi. 84, au și aia spații verzi. Constanța cu 5 miliarde lei vechi, Constanța e de 4 ori Buzău. Ca să nu dau și alte exemple. Eu am vorbit de foarte multă vreme și pentru că am vorbit despre lucruri pe care i-au deranjat pe mulți, i-au durut. Am devenit și foarte disgrațios și foarte disprețuit. Știi ce bine sunt văzuți oameni care se duc la televizor și nu dau nimeni? Toată lumea e frumoasă, veselă, politicoasă. A, de-aia nu vreți dumneavoastră să... Am înțeles. Dom'le, dar de ce să nu fiu și eu... Ce rost are... Dar de ce să nu fiu și eu să zic o dată oamenii... Da. Uite, bă. A venit omul, a spus, bravo, băieți. Numai atâta. A, acum, dacă intri în intimitatea fenomenului, să-ți dai seama că chiar este o porcărea asta. Da. Dumneavoastră duceți în derizoriu toate lucrurile. Nu duc mă în derizoriu. Intrăm în esență. E vorba de această caracteră. Hai să-ți explic ceva, Mihai. Eu când pun mâna pe o carte, ca omul de meserie, nu mă apuc să citesc. Încep să mă uit. Băi, ediție frumoasă, coperta, grafica, postcopertă. Și a pus o poză pe postcopertă și are aici o prezentare. Firma, ce tipografie a scos-o? Ia să vedem, cine face ilustrația de carte? Cine face, ia uite, tehnologie redactare? Cine face, are o prefață ceva, cine face un cuvânt înainte? Aha, începe cu un citat. Încep să mă uit, să o studiez așa, să văd pe la cuprins, mă uit așa. Întâi o evaluez ca pe un obiect, mai ales dacă e o ediție bibliofilă cum e asta, frumoasă grafică prezentată, așa și cealaltă de care vorbesc așa un minut dacă o să mă lași.
Le-am primit recent, ieri sau altă ieri, la Biblioteca Județeană. Toată săptămâna asta a fost ziua Bibliotecii Județene. Și v-au spălat și pe dumneavoastră. Nu m-am convins. Au avut loc manifestări. M-am convins. Bă, băiatule, când te uiți la lucruri din astea frumoase și tu vii cu jegoșeniile astea, pe care, dacă tot mă bagi în ele, o să le iau ca pe cartea asta. Să încep în diagonală, pe muchie, pe cotor, pe postcoperta și să-mi dau seama cine și ce vrea. Pentru că până acum ce s-a făcut în continuare și probabil că și cu asta tot nevoie. Deci un mișto și o bătaie de joc de poporul român incredibilă. Deci într-o țară în care Curtea de Conturi a României, nu eu, instituția cea mai importantă, abilitată să supravegheze și să raporteze cum se cheltuiesc banii publici într-un stat. În raportul Curții de Conturi află că 40% din PIB-ul național se duce în alte buzunare. Deci fraudele sunt de proporții și evaziunea fiscală colosale. Acum, ca să fii cu niște sume acumulate de 5 ani, care zici tu, la 10 și 10 și 10 de firme, o citesc ca pe cartea asta și încerc să înțeleg ce se vrea. Se pleacă cu fleacuri și cu mărunțișuri din astea ca să ajungă undeva? Dacă ai dau o rată cam de mult, că am mai luat-o odată cu mingea, cu chișca, pe la gloria, tot cu, nu, cu esen, cu, nu cu probleme adevărate. Și dacă tot o luăm, bacă n-a plătit unii 3,50 lei impozitul, taxe, nu știu ce, bacă cu mingea pe la gloria. Cineva înseamnă că ori are o strategie mai adâncă, profundă, pe care eu nu pot să o pricep, deocamdată, ori cineva își bate joc de noi cu miștocăreli și cu mărunțișuri și cu firfirici. Bine, domnule, dacă-s mărunțișuri astea să câștigi licitația în mod ilegal, dumneavoastră aveți dreptate. Ce să zic? Păi să facem și noi. Asta acum este licitația, ce se întâmplă acolo? Cu cel puțin două licitații, domn profesor. Noi vorbim de certificate fiscale zero, eliberate în mod ilegal. Despre ce vorbim? Deci, din 48 de firme, două sunt care au... Noi am dat două exemple. Două. Bun, domn profesor, dați-mi voi. Văd că, haideți să... Nu, o să-mi revin eu, dar... materialul, nu știu, cred că v-ați întâlnit cu cineva săptămâna asta. Nu m-am întâlnit cu nimeni, mă, dar nu vreau să-i mai supăr pe oameni, că lor le plac așa de mult hoții și bandiți, încât pe mine au ajuns să mă urască. Sunt frumoși, sunt deștepți, susțineți-i în continuare. Nu vă mai supărați. Uite, am venit, mai bine citim cărți. Mi-a spus unul într-o seară, domne, lasă-te dracului de politică, de astea, mă, tot ce vrei. Nici nu ne interesează. Vino mai bine și mai spune-ne ceva după în cărțile, dacă am văzut că mai știi ce. Da, bun. Haideți să urmărim materialul. Sunt noutăți în acest dosar. Directorul economic Ion Gege a fost arestat, iar alte patru persoane sunt în arest la domiciliu. Decizia aparține magistraților Tribunalului Buzău. Vedem materialul după care revenim. Ieri, pe rând, 5 angajați ai Direcției Economice au intrat în sala de judecată pentru a le da explicații judecătorilor despre cum a fost posibil ca din baza de date a serviciului să fie șterse ilegal datorii cu care figurau 10 de firme din Buzău, dar și cum au dispărut peste 100 de amenzi ale unor persoane fizice. Pentru Ion Gegea, directorul de la Taxe și Impozite, precum și pentru Cătălin Boaru și George Buna, procurorii au propus arestul preventiv pentru 30 de zile, însă măsura a fost admisă doar în cazul lui Gegea. Tribunalul a admis propunerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT, Serviciu Teritorial Buzău, și a luat față de inculpați următoarele măsuri preventive. Arestarea preventivă a inculpatului Gegea Ion pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data executării mandatului ce va fi emis în baza acestei hotărâri, și măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18 noiembrie 2015, pentru inculpații Buna George, Neamu Bogdan Mihai, Boaru Cătălin Liviu și Toșu Virgil. Această hotărâre nu este definitivă, împotriva ei se poate formula calea de atac a contestației, ce se va soluționa la Curtea de Apel Ploiești. Ion Gegea este directorul economic al primăriei Buzău, Virgil Toșu este șeful serviciului urmărire, executare, colectare, creanță persoane fizice, iar George Buna este un subordonat al lui Toșu. Totodată, Cătălin Boaru ocupă prima funcție în cadrul serviciului urmărire, executare, colectare, creanță persoane juridice, iar Bogdan Neamu este angajat al aceluiași departament. A
Audierile în acest caz au început marți, când la sediul DIICOT s-au prezentat 13 angajați ai primăriei Buzău. Încă de atunci, Ion Gege a fost arestat preventiv pentru 24 de ore, alături de Toșu, Boaru și Bună. 24 de ore după gratii a petrecut și Nicoleta Angelica Lung, care ieri a mers acasă după ce procurorii nu au mai cerut alte măsuri preventive împotriva sa. Îi rugăm pe telespectatorii care l-au observat pe domn profesor Mircea Costache, și anume că bagatelizează această speță, să reacționeze și să sune în direct și să explice domnului profesor Mircea Costache, în calitate de contribuabil de rând, cei care se duc la începutul anului să beneficieze de acea bonificație de la Direcția de Taxe și Impozite, adică își plătesc, mai ales pensionare, cum se întâmplă ca de fiecare dată, sunt cei mai conștiincioși, să-i reamintească domnului profesor Mircea Costache faptul că zilele acestea ei au aflat, ceea ce, mă rog, se tot vorbea, faptul că anumite firme sunt favorizate, domnule, de primărie și că bugetul local este văduvit de o anumită sumă. Că e deocamdată 700.000 de euro, domn profesor, noastră cât vrea să fie? 70 de milioane de euro? Poate că să ajunge la 70 de milioane de euro. Că nu s-a mers în profunzimea lucrurilor. Știu, nu cu speța asta. Vreți să precizăm că una dintre firmele respective este o firmă de construcții care câștigă licitații cu bani publici? Cum o câștigă licitația asta, domn profesor? Eu știu că mai toate firmele astea sunt firme bogate, cu patroni foarte bogați, cu oameni înstăriți, care, în mod normal, nu s-ar uita la firfiricii aia pe care au de plătit ca taxe și impozite la milioanele lor de euro și la marele afaceri pe care le-au. Atunci, nu știu dacă e presiunea lor, domne, mor, îmi dau viața dacă la milioanele mele de euro mă pui să plătesc alea, taxele alea, impozitele alea, pe care și le plătește omul săracu, ăla cu pensii de 5-6 milioane, se duce și plătește milionul ăla, 2 milioane pe apartament. Stau la coadă de nu din 1 ianuarie de revelion, dar asta dacă, așa, când pe 3 ianuarie când se deschide primăria, e coadă. Da. Se duc cei mai săraci și cei mai amărâți și cei mai umiliți oameni din orașul ăsta, ca să se scape de datorii, pentru că știu cât îi așteaptă de-a lungul anului, cu căldura, cu lumina, cu toate angarele și cum trag ei de bănuțul ăla să ia și medicamentul, să poată să-și ducă zilele viața și să duc să scape de o mare pacă să-și plătească taxe și impozite. Cei mai amărâți oameni în orașul. Crezi tu că îmbuibații respectivi, care sunt tari pe poziție aici, mulți dintre, eu n-am auzit de toate firmele astea, dar unele le știu toți buzoiene, că sunt cu oameni adevărați. Din punct de vedere al multelor milioane de euro care le au în conturi. Așa. Atunci se nasc niște întrebări de om simplu. Dom'le, cu ce i-a îndatorat așa de mult pe ei din primărie? Ca să se simtă și aia obligați? Să spună, bă, lasă-i mă numai să nu mai dea taxe și impozite. Și așa ne-a umflat destul. E mai scutim și noi acolo, dar taxii, bă, asta e așa, mai mult un gest, că lor și cu asta și pe asta nu le crește venitul, nu le cresc milioanele din taxele astea și impozitele la primărie, care nu le plătesc anual. Lasă-le, măcar face și noi un gest față de... Acum, față de ce s-au simțit ei datori să facă gestul ăsta de a-i păsui ani de zile, pe unii 5 ani? Aha, mă bucur că începe să vă reveniți, domnul profesor. Numai un pic, o întrebare. Și... E cineva în direct? Da, avem lăsăm, o intervenție. Dăm prioritate. Bineînțeles. Aveți prioritate. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Am și eu o scurtă povestioară cu, în legătură cu Direcția de Taxe și Impozite. Vă rog. Deci eu am o societate de transport și la societatea asta am 3 semiremorci. Din anul 2009 sunt în judecată cu primăria în legătură cu impozitul datorat pentru fiecare semiremorcă, în parte, pe an. Semiremorca respectivă, normal, normelor metodologice care se aplică de guvernul, deci dată de guvernul României, este undeva la 55 de lei. A fost. Eu plătesc pentru semiremorca asta acum 64 de lei, pentru că guvernul, primăria Buzău, a venit cu 18% peste ce lege s-a dat de guvernul României. Da. Domnul Gigea mi-incasează 947 de lei. Pe an? Pe an. La o semiremorcă sau la toate trei? Nu, la o semiremorcă. Și din 2009 am 9 conturi blocate pe societate. Da, dumneavoastră activați în domeniul ăsta transport public?
Da, nu, transport... Transport de marfă. Marfă, ceva, de marfă, da. Marfă nu e de persoane, n-are. Bun, deci 947 de lei pe an. Da. Și bănuiesc că ați întrebat acolo la rețet. Am avut un proces da. Cu, la Buzău. Am câștigat la Buzău. Cu toate că domnul de la primărie, domnul, un domn judecător, nu o să-i dau numele acum, mi-a pus cumnat pe domnul Boșcodeală pentru o expertiză contabilă făcută și la curtea de apel am pierdut. La curtea de apel? Și am pierdut. Ați pierdut la curtea de apel. Definitiv, da. Irevocabil? Da. Prima sentință, primul dosar. Am înțeles. După am încăpățânat și am contestat tot ce a fost... titlul executorii, decizii de impunere, tot. Cu ceartă, cu scandal, anul ăsta mi-a dat decizia de impunere pe 947 și în martie, la o ședință a Consiliului Local, a ieșit domnul Gegea în față, s-a bătut cu pumnii în piept că el a reușit să ne dea impozitul la 64 de lei. Dar, practic, asta era normal. Și au emis alte decizii de impunere. Da, deci dacă mi-aduc aminte bine, a fost da. Acea hotărâre prin care ar fi reglat situația. Da, domnule, e reglată de Guvernul României, nu de domnul Gegea. Da, pe dar și Consiliul Local trebuia să se conformeze potrivit hotărârii. Și a zis domnul Gegea de 64 de lei. Bun, și dumneavoastră, în momentul de față, v-ați rezolvat până la urmă problema? Nu am rezolvat niciun fel de problemă. Păi vedeți dacă n-ați știut pe cine să sunați? Aveți dreptate că și mie mi-a propus o chestie și n-am acceptat-o. Am înțeles. Asta m-ați e. Înțeles? N-ați vrut să fiți și dumneavoastră acum acolo cu cei 48? Nu, și nici nu mă interesează. Eu l-am avertizat și mai erau în birou mai multe persoane că o să ajung aici. Am știut de treaba asta că o să ajung aici. Pentru că n-a vrut să respecte legea. Da, bun, idee... Vă rog. Și am avut acum o săptămână sau două la curtea de apel... Și acolo s-a intervenit pentru că am aflat zilele astea că un domnul judecător a lucrat cu domnul Boșcodeală la lapte. Am și înțeles. A rămas în coadă de pește și acolo. Da, bun. Păcat că nu v-ați rezolvat până la urmă favorabil, dar în favoarea dumneavoastră problema. În situația mea da. Sunt foarte mulți portatori care au plătit suma asta de bani și cum să vă spun eu, n-au plătit corect. Adică 64 de lei, au plătit 947. Care au plătit mai mult decât ar fi trebuit. Da. Deși și-au acoperit prin noi, prin transportatori care am plătit taxele astea mari și au acoperit probabil niște mări care aveau lipsă. Bun. Am oricând de la dumneavoastră, care i-am văzut în filmări, cu toți cei care i-ați dat acolo, cu toți am dat nas în nas și ne-am certat, ne-am șucărit și ne-am... Ca omul. Bun, rugămintea mea este că vrem să luăm legătura cu dumneavoastră, înțeleg că sunteți mai mulți în această situație. Da. Lăsați numărul dumneavoastră colegului meu din regia de emisie și o să vă contactăm săptămâna viitoare, că e bine să avem o reacție cum da, o aveți. Eu aș vrea, dacă se poate, să vin la dumneavoastră să vin cu documentele. Deocamdată dosarul este la Ploiești. Tocmai de aceea o să vă contactăm noi, dar lăsați-ne numărul dumneavoastră în regia de emisie. Bine, mulțumesc. Mulțumim și noi de intervenție. Vedeți, oamenii au reacționat și reacționează. Despre asta vorbim, despre inechitate. În momentul în care alții au, așa spun procurorii, că multe firme au beneficiat de ștergerea datoriilor în mod ilegal, în baza unor date false. Da. Da? Vin oamenii care iată, au problemele astea, s-au dus și au pierdut timp, au pierdut bani, că Direcția de Taxe și Impozite le cere mai mult decât ar trebui. Suntem mai multe diferențele categorii. Sunt destul de mari. Da, suntem mai multe categorii aici, Mihai. Sunt oameni care n-au firmă, n-au nici măcar semiremorca domnului care a fost cu noi în direct. Au apartamentul lor în care stau și se duc acolo și își plătesc cu scrupulozitate. Ei se uită la spectacolul ăsta și par foarte mult să nu înțeleagă sau să nu facă o legătură directă. Mie chiar mi-a spus unii. Dom'le, ce tot dai în ăștia... Ce legătură are furatul banilor de la asfalt, de la trotuar, de la stradă, de la cuzavodă, de la panseluțe, albăstrele, de la borduri? Dar ce legătură are cu nivelul nostru de trai și cu salariile, cu nivelul salariilor, cu nivelul pensiilor? N-are nicio legătură. Deci există oameni care n-au înțeles
că marele jaf național, că furturile, și ele mai mari, și ele mai mici, însumate, ne-au dus în situația de a avea cele mai mici salarii și pensii din Uniunea Europeană, standardul de viață cel mai scăzut, prețurile cele mai scumpe, cu 30% mai scumpe față de Polonia, tot ce vedeți în alimentară, așa, ne-au dus într-o stare de insatisfacție, de lipsă de locuri de muncă pentru copii și tineret, de lipsă de grijă și de medicament, de îngrijire pentru bătrâni, de a crea la, în loc să aibă un om entuziasmul de a lucra, de a adăuga de la o zi la alta ce fa, de a fi mândru de ce face, ce ies din mâinile lui. Deci am alterat toată atmosfera asta care se datorează, în primul rând, toleranței marelui public, al poporului, față de hoții. Dân sat, lasă-mă, ce dacă... E băiat de... I-a mers mintea, îmi spun unii. Îl laudă. Și știi cu tare? A pus mâna pe aia, a dat japca și pe aia, a furat și aia, pe aia. I-a mers mintea. Deci are calități, i-a mers mintea. Eu dacă sunt un dobitoc, un imbecil și un fără creier, trăiesc și eu fai de capul meu, să nu mă întrebe cineva de concedii, de știu eu, astea. Merg și eu pe lângă gardă, așa să nu mai ia vântul. Deci, și alții la fel. Sunt oameni cu care mă lupt de ani de zile la televizor să le spun că toleranța față de jefuitori și de hoție în general și de hoții din țara asta, cel puțin în ultimul sfert de secol, de vreo 25 de ani încoace, așa, ne-a adus mari prejudicii în viața noastră și a copiilor și a părinților. Ne-a privat, ne-a prejudiciat pe fiecare în parte. Pe aia care se vaită că nu poate să meargă cu căruciorul pe asfalt, că îi zboară copilul din cărucior, că-s numai gropi. Pe tot omul, de jos până sus și de sus până jos, ne prejudiciază. Nu înțeleg. Și că ăia fură și noi ne ducem viețile noastre, nu are nicio legătură una cu alta. Mie mi-a și spus, ce treabă ai dumneata cu ăia, domnule? Dumneata nu furi pentru că nu vrei, ăia fură pentru că vor. Aia e treaba lor, dumneata vezi de treaba dumitale. Da, bun. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și domnule profesor Costache. Bună seara! Ce să spun, mare parte, adică domnul profesor Costache are dreptate. Nu avem ce să facem, deci cu tot ce e în primăria din Buzău. Eu nu cred că 4, 5 persoane sau 10 puteau să facă ce au făcut. Eu cred că toată lumea din primărie știa despre ce-i vorba. Este imposibil. Tot proștii plătesc, tot proștii se dorească în început de an și plătesc, tot proștii îți rup roțile, mașinii și bicicletele pe drumuri și alții care au miliarde. Să știți, că proștii care zicem noi că sunt proști, nu sunt proști în fiecare zi. Ei, da, în anumite zile, de exemplu, mai ales în zile de alegeri, sunt cu toții foarte luminați și deștepți și conștienți și știu pe mâna cui să meargă, pe mâna cui să-și dea viața și atunci aleg foarte înțelept. Ce să spun? Da. O să fie schimbare în România, în general, când o să spunem, sau când vrem să ne ducem la primărie și o să... Și nu o să mai spunem unui prieten, băi, cunoști pe cineva să fac treaba aia sau... Altfel nu ești băgat în seamă. Dacă, Doamne ferește, te duci îmbrăcat așa mai de muncă, poți să fii inginer, profesor, nu are nicio legătură. Eu mă duc la cravată și nu dă nimeni un scuipat pe mine, domnule. Păi că vă știe de la televizor, de... A. Da. Ești plecat de acolo așa... O, da, sau cu un răspuns eronat cel mai... Altă chestie ce aș vrea să spun, nu știu, eu impozit, să zicem, auto, am pățit-o de curând. Dau un exemplu, mă duc la început de an, în ianuarie, să-mi plătesc impozit auto, 1.000.000. Eu peste o lună îmi vând mașina. Proprietarul, cumpărătorul mașinii, plătește la rândul lui tot 1.000.000 la aceeași mașină. De ce să face chestia asta? Se impozitează dublu același... Același bun, practic. Județul Buzău, da, același bun. Deci aici sunt niște impozite, și nu cred că numai la auto, îmbrânesc la mai multe case, habar n-am ce. Deci mașina e tot din Buzău, casa, să spunem, tot din Buzău, de ce mi-e dublă impozitare pe același bun? Da, adică... Deci, nu am plătit odată impozit pe mașina respectivă, al doilea de ce trebuie să mai plătească? Deci pentru anul ăsta ai plătit impozitul și da, trebuie să-l plătești și dumneavoastră. Eu dacă mâine vând mașina după ce am plătit,
respectivul care a cumpărat mașina și plătește și el, când îi dă fiscalul, plătește la rândul lui impozitul pe mașina respectivă până la sfârșitul anului. Ia, stați-mă un pic, domnule, deci să înțeleg că acum se plătește pe proprietar, nu se plătește pe mașină? Sau pe, adică... Domnul Mihai, deci plătesc la începutul ianuarie, plătesc 1 milion, v-am dat exemplu, am pățit-o persoană. Da, am înțeles, dar văd că acum regula s-a schimbat, mașina, de să plătește pe persoană fizică. Mașina, adică... a plătit 90 ceva de lei, adică restul până la sfârșitul anului. Da. Deci mașina respectivă din Buzău a plătit 2 milioane, a plătit dublu pe an impozit ca să-și rupă roțile în gropile lor. Da. Deci asta e așa, nu știu cum să spun, e ca la român. Deci peste o lună nu o să mai vorbească nimeni despre astea, o să uite cum s-a uitat și la poliție cu pașapoartele, toți ăia sunt. Nu o să se întâmple absolut nimic. Absolut nimic. Da. Stăm și vorbim de pomană. Dar filmul ăsta, spectacolul ăsta cu cătușe, pentru cine îl dă sau ce se vrea? Pentru nimeni. Pentru nimeni. Adică vor să ne facă, să ne convingă că funcționează legea, că e ordine, că suntem stat civilizat. Că... Legea pentru cine, domnul Costache, că le dă drumul la toți, să dau unul pe altul în gât, ca așa. Dar recuperarea prejudiciului, ați auzit vorbim că a luat unul înapoi? Asta mă interesează pe mine cel mai mult. Cum se vor recupera acești bani? Și ce vor face cu ei? Dacă vor face ceva, măcar parcări. Da, ați auzit vreo recuperare de prejudiciu la nivel mare? N-am auzit niciodată, la niciun post, că e local, că e național, l-a prins pe nu știu cine, dar un prejudiciu. Dar n-a continuat povestea nimeni. Bă, l-am prins, dar uite, i-am luat casele. Nu s-a rezolvat niciodată, nimeni, niciodată. Da, dar l-a umilit, l-a făcut de rușine în fața colectivului. I-a pus cătușe, l-a băgat pe ușă. Cred că nici nu mai este pe stradă, da, da. Asta da. Am vrut să văd. Mulțumim mult de tot de intervenție. Iată, aflăm alte lucruri interesante pe lângă revolta în ceea ce privește politica primăriei municipiului Buzău, cum se abordează, cum te tratează în funcție de cum ești. Bun. Chestia asta mi se pare și cu ce i-a îndatorat? Cu ce i-a îndatorat? Nu, dar cum să plătești pentru aceeași mașină de 3 ori sau de mai mult? Cu ce i-a îndatorat ca să se simtă funcționarii din primărie? Așa de obraz, așa. Să facă și ei unde să aibă să discutim măcar de taxele alea de impozite, pe marile firme. Cu ce? Da. Păi, domne, încă o dată... Dar dacă auzi mâine, dacă mâine când se termină, că acum noi nu știm, că e în curs, se cercetează, unora le-a dat deja drumul acasă, așa... N-are la domiciliu, nu așa. Nu, e o doamnă care cred că au luat-o din greșeală, referent ceva, care i-au dat drumul din prima zi acasă. Da. Deci, prima dată i-a luat sala grămadă și i-a luat... Acum o să vedem cum se durează faza. Dar dacă afli într-o bună zi, că până și șeful de acolo, direcției economice, Gegea, n-a luat un pahar de apă de la niciunul din firmele alea. Stați numai un pic, aici nu se pune problema de luare de mită, domn profesor. Nu, dar să fie avut un avantaj personal. Poate, dacă vă demonstrați... Da, e posibil, dar încă o dată, speța spusă de procurori e în felul următor, ca rețetă. Un grup infracțional organizat, care a ajutat mai multe firme, zeci de firme și persoane fizice, în relații, din proprie inițiativă dată, sau la, din... aflate în relații de rudenie, ori de prietenie, da. Făcut... ori apropiate cu cei din conducerea primăriei. Bun, au făcut asta. E acuzația procurorilor. Da, da, asta e acuzația. Da. Vedem dacă se menține până la urmă. Fii atent. Au făcut-o ei din proprie inițiativă. Bă, hai să... Păi asta spun cei de la procuratorul domnului, că nu. E vorba de relația cu conducerea primăriei. Da. Acum să știm și care... Păi conducere. Pentru o leafă bună, că domnul Gege are un salariu foarte bun, da. A trebuit probabil să ducă la îndeplinire și fel de și sarcini. Anumite sarcini. Așa, pentru care fi sigur că va răspunde. Dar nu înseamnă că factorul, creierul care pune în opera astfel de chestii, că doar nu ar fi singurile nereguli din primărie. În cei 20 de ani, probabil că cineva a selectat cu grijă pe cea mai ușoară. Ți-am spus că ți le ia pe cele mai ușoare? Cu fotbalul, cu taxe și impozite, cu niște chestii. Da, bun. Aici sunt mai multe, sunt denunțători mulți în dosarul acesta. Mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! În legătură cu domnul care a sunat înainte, știți care este problema? Și eu am avut o mașină, tot așa, am plătit impozitul la începutul anului, da. Am radiat-o, deci am dus-o la Rabla, așa, dar deși de la taxe și impozite nu spun că trebuie să faci cerere să-ți recuperezi banii. Banii ți-i dă înapoi, dar ei în momentul în care tu te duci și îți radiezi mașina, ți-o vinzi,
o treci, transcrii titlul de proprietate, tu trebuie să faci o cerere și în termen de 3 de zile te înapoiază banii. Dar dumnealor nu ne spun nou lucrul acesta. A, trebuie să aflați din alte părți. Sau da, întâmplător. Deci, cine se prinde, cine nu? Deci, dacă ești polacă insistent și te interesezi, recuperezi banii. Dar în momentul, ei nu te informează cu referitor la recuperarea banilor. Se spune, cetățene, suntem în slujba ta, ai un drept. Se radiază, va plăti noul proprietar, iar dumneata trebuie să vă restituie în sumă. Da, exact. Deci această informație nu o fi de la ghișeu. Păi dacă primăria s-a privatizat și firma aia e, dacă ar fi a cetățenilor și în slujba cetățenilor, cred că le-ar spune cetățenilor ce drepturi au la un moment dat. Mai este o problemă. Spre exemplu, domnul Boșcodeală. Dar din declarația lui de avere, dumnealui de avere, din 20 ceva de ani de primărie, da. Vă dați seama cum a făcut atâta avere? Că nu are afaceri, nu are nimic. Din salariul de bugetar. Cum, domnule, și BMW-ul ăla? Are 3400 pe lună de lei. Da, și poate să ducă rata la orizont. Sigur că da, și copiii la facultate. Și casă la năvodari și ea mai departe. La ele e leu mai greu. Vă dați seama că totul este afișat pe declarația de avere. Și este imposibil să ai atâta bănesc și atâta avere dintr-un salariu de bugetar care nu ai voie să ai afaceri. Da. Atât am vrut să vă spun. Vă mulțumim, spuneți dumneavoastră atât. Ați spus și dumneavoastră suficient ca să ne mai convingem de același Bună lucru. Seara. Bună mulțumim seara. Încă o dată de intervenție și anume că cetățenii care sunt corecți ca și contribuabili în fața unui funcționar plătit din banul public nu beneficiază de tratament echitabil. Adică să-i se spună, da, ce adică, drepturi domnule, are. Uite, vezi, astea sunt drepturile tale. Da. Că omul trebuie să le știe pe toate, adică trebuie să știe. Cetățenii, ne aflăm la acest ghișeu sau în acest birou, da. Și suntem plătiți din contribuțiile dumitale, contribuabilul buzoian. Bă, aveți nevoie de următorul document, trebuie să faceți o cerere și se procedează așa, iar dumneavoastră aveți de recuperat suma de. Da. Bun, acum să nu înțeleagă funcționarii din anumite instituții publice, că ne referim la toți, sau din primărie. Nu, domnule, au și funcționari de foarte bună calitate. Da, depinde la cine te nimerești, da, nu există, cum să zicem, toți sunt la fel. Da? Știi cum îi cunoști pe cei mai buni funcționari? Sunt cei mai temători. Le e frică după o zi pe alta să nu-i scui pe afară, că ei nu se angrenați în marea șmecherie și trebuie să fie foarte bun profesional. Înțelegi? Și ăia sunt cei mai nesiguri. Calcă cel mai nesigur, săraci. Cei mai buni, care n-au în spate aranjori, sforari. Domn profesor, după o pauză de publicitate o să-mi răspundeți la o întrebare. Câte licitații poți câștiga cu un certificat fiscal zero? Te duci frumos cu prețe de dumping acolo la licitație. Noi suntem curați ca lacrima. Uite certificatul înalt, zero. Scrie zero. Da? Câte licitații poți câștiga să beneficiezi de bani publici, să faci anumite lucrări? Mai ești și rudă cu cineva pe undeva? Câte licitații poți câștiga? Îmi dați răspunsul după o pauză de publicitate. Nu vă grăbiți, domn profesor, când îi așteptăm și pe telespectatori la dezbaterea noastră. Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre. Domn profesor, aveți de răspuns la o întrebare. Câte licitații poate câștiga o firmă în aceste condiții cu certificat zero primit de la primărie în condițiile date de ceea ce spune ancheta? Certificat zero, dar în condițiile în care datoriile, de fapt, au fost șterse în mod ilegal. Câte licitații, ziceți dumneavoastră, să poate câștiga? Foarte, în 5 ani, câte licitații? Foarte multe. Poate câștige și în alte județe, și în județul noi. Și la schimb, trimite-mi o firmă de-a voastră, să nu prea o știi pe ăștia pe aici, da. Și o dau eu pe a noastră, ca să-i dai tu acolo la Tulcea sau la Dâmbovița. Da. Bun. Auzi, Mihai, am o întrebare mare.
Vă rog, dacă vreți să puneți dumneavoastră întrebări, din toți oamenii ăștia pe care îi cunoști, că tu ca om de presă îi cunoști mai bine ca mine. Eu mă întâlnesc accidental cu o situație în care să știu că ăla e un om foarte bogat. Câți oameni de afaceri foarte bogați are Buzău, care să nu fi făcut afaceri cu statul, în niciun fel, cu banul public? Sunt câțiva, domn profesor, nu vreau să le fac reclamă. Sunt câțiva, deci dacă sunt tot câțiva. Mă întrebați și n-aș vrea să le fac reclamă. Sunt câțiva, dar... Sunt, cunosc. Majoritatea sunt dintre cei care sunt la fel de talentați dacă îi decuplezi de la țeava publică, de la banul nostru? Nu, dar se vede diferența, totuși. Cei care nu fac afaceri cu statul au altă... Au altă ținută, așa? Da. Bă, dar cei care fac afaceri pe banii noștri, de ce au așa tupeu de a ne privi de sus și de a ne scuipa un braț? Că ei pe banii noștri să îmbogățesc din banii noștri și ne spun că ei sunt deștepți. Dar nu se îmbogățesc așa simplu, domnule, stați așa, sunt ajutați. Da. Înțeleg, nu? Păi da, joacă hora împreună, unii plătiți de noi din banii publici și aleși și onorați cu toate privilegiile, de înalți demnitari în fruntea administrației, județene sau municipale, și ceilalți oameni de afaceri care sunt foarte plini de sine și mari oameni de afaceri, plini de oportunități, plini de perspicacitate de a identifica oportunități de afaceri, așa toți conectați cu gura la robinetul cu bani publici. Cum le închizi robinetul cu bani publici, cred că nu mai devin deloc foarte talentați în afaceri. Da. Știți cum e? Dacă s-ar întâmpla asta, bine, există niște mișcări acum de trupe pe aici, adică întrebări, întâlnire, am văzut niște, unii se întâlnesc cu alții. Să știi că licitații alții fac... care se întâlnesc cu unii se întâlnesc și cu alții. Licitații fac și municipalitățile de până alte părți ale lumii și au și ei probleme, dar nu la nivelul jafului românesc. Unde licitațiile, dacă vrea unul să te favorizeze pe tine și știi că ai mașina galbenă, scrie acolo nea. Poate să câștige licitația numai cine are mașina galbenă și cu picățele pe... Și nu, atunci ceilalți au dispărut din peisaj. La revedere! Bun. Au atâtea subterfugii și atâtea trucuri de a da iluzia că, domne, s-a ținut licitația, a fost totul legal și de a face ce vedem și noi, că fac de atâta amar de vreme. Și să te surprindă cu marea mârlănie, pe lângă marele afaceri groase pe banii noștri, să nu plătească nici nimicul ăla acolo de impozit. Domn profesor, surpriză mare, acum încercăm să schimbăm oarecum subiectul, dar tot de licitații vorbim. O mare surpriză s-a înregistrat la licitația din acest an pentru atribuirea către firmele competente, evident, care și-au dovedit de-a lungul anilor competența în ceea ce privește dezăpezirea. Și surpriza este una destul de mare. Ghicitoarea mea. Cine a câștigat licitația organizată de Consiliul Județean? Acum depinde pe ce tronson de drum. Domne, toate! Domne, nu poate să facă unul singur. Domne, toate, domne! Domne, nu poate să facă unul singur de zăpezire în tot județul ăsta. N-ați înțeles. Cine a câștigat? Toate. Nu e o singură firmă, dar cine a câștigat? Băieții deștepți. Care e suma pusă în joc, dacă toate... Peste 9 milioane de lei. În euro? Au redus, să știi. A fost mai mult. În iarna trecută au avut 3,2 milioane de euro. E suma mai mică. Dar, atenție, este suma pusă la bătaie. Că știți cum se întâmplă. Cam fiecare... au intervenit nu știu ce... Au intervenit alte lucruri. Bine, au intervenit județul, cei din armată. Îți dau un județ așa. Județul Bistrițeană, să o știi cu cât a dezăpezit în anul trecut? Cu un milion. Nu, 490, până în 500 de mii. 400 și ceva de mii de euro. Și ăștia cu 3,2 milioane. N-a anis, domne, cum a anis la Buzău. Haideți să fim serioși. Bistrițeană să aud? Da, domne, n-a anis. Bă, tu ai auzit că iarna a venit prima dată? Dumneavoastră n-ați înțeles ironia. La Ticuța. Avem încă o intervenție telefonică. Bună seara. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul, bună ziua și multă sănătate și domnul profesor Custache. Bună seara! Intervin și eu cu o problemă. Vă rog! Referitor la emisiunea care o țineți în seara aceasta. Vă rog! Eu am lucrat în poliția locală, sunt pensionar de un an și jumătate. Un tânăr pensionar, se zice. Poftiți? Un tânăr pensionar.
Așa. Ca și mine, știți. Da. Și urma ca să primez niște bani din urmă de la, din primărie. Știți bine, când s-au tăiat niște drepturi, mă rog, așa. Am făcut cererea luna trecută și așteptam ca să-mi bage bani în cont pe 10 luna aceasta. Noi am primit, m-am dus a doua zi, am vorbit cu domnul Chiculescu, așa, bă, zice că bine, avem bani, că nu tu ce, ce l-ai văzut pe sticlă, că noi trebuie să ne împrumutăm vreo 15 milioane de roni și, și aștept luna viitoare. Și domnule, zic, eu nu mai sunt în sistem, poate luna viitoare mai sunt. Am dat coltul și îmi duce. Și îi așteptați și îmi duce. Deci vedeți atitudinea care este. Când știm că ăsta s-a muibat boșcodeala asta de 18 ani de cât îl suportăm, că nu mai încape pe sticlă. Vă avertizez că a făcut deja 19. 19. La anul, în vară, face 20. N-am ținut cont, da. Domn profesor. La alegerile din iunie are deja 20 de ani. Da. În 2016. Și... asta am vrut ca să vă spun și eu. Deci ca să știți ce se întâmplă acolo. Deci noi așteptăm banii de 6-7 ani de zile, din urmă. Și zici că n-ai. Dacă ea are și ține în bancă și câtă dobândă ia și îmi duce și nu ții de când ai și tu nevoie. Vorba mea, noi cu ăștia mici contribuabili ne ducem, prima dată ne achităm toate dările și e bine mersi. De tabai firmele și da. Bun, dar nu există o decizie în ceea ce vă privește? Pentru că, domne, primăria a decis ca să se aloce... Da, e hotărâre judecătorească. Deci da. Hotărâre, aveți hotărâre judecătorească, da? Bine, eu nu am una. E stabilită la nivel de poliție locală. Am înțeles. Dar asta presupune. Deci dacă nu iau nici pe 10 decembrie, da. Eu ce aștept, și așa mi-a spus că nu iau pe toți odată, o să fie în 2-3 rate, mă rog, banii ăștia, sunt nevoie ca să înainteze în instanță. Să dau în judecată primăria. Dar asta mă costă și pe mine niște bani. Păi atât timp cât aveți o hotărâre... Să-mi pun avocat, să nu duc ce... E audita mai juriști în primărie. Este o lege. Da. Deci nu respectă hotărârea judecătorească. Da. Care a fost și trebuie să ne dea banii înapoi. Păi dacă nu mai avem bani. Dacă nu ar fi bine să vorbiți cu un executor judecătoresc, că poate vă ajută mai mult, zic. Am zis, okay. Mai am răbdare. Da. Aș până pe 10 decembrie. Dacă nu, și mai ales când văd acum că l-a luat și pe Gegea și nu duce, iar o să motiveze că nu duce, că n-a făcut împrumutul ăla de 15 milioane de roni. Auziți? Știți câtă jignire v-a adresat și cum ne jignesc pe toți dacă spun că se vor da bani din împrumutul ăla? Dom'le, împrumutul ăla are adresă expresă. N-are voie să deturneze 5 bani dintr-un împrumut. Împrumutul se face pentru un obiectiv numit reparații, străzi, nu știu ce, nu pentru dat sumele datorate unor cetățeni. Deci n-are nicio legătură, își bat joc. N-au detaliat ce vor face cu banii aceștia. Ba da, au spus pentru ce fac împrumut. Uite, îți vă spună presa. Da, păi e pentru subvenția la energie termică. Auziți, pentru subvenție la energie termică, nu pentru... Da. Bun, mulțumesc. Încă o dată mulțumim și noi pentru faptul că ați sesizat da, și dumneavoastră. Poate le facă ăștia o frecție mai... acum mai... să le mai schimbe vitezele în araburile, poate... sunt mai receptiv și la problemele cetățenilor. Mi-e teamă că, adică, gen cum am titrat noi cu tremur, știți că asta e jurnalist, cu tremur în Palatul Comandă, adică poate i-a scuturat un pic? Nu, asta nu e cu tremur. Nu e? Nu. Aici a dat cineva cu pumnul cei în birou. Cei mai importanți oameni, Direcția de Taxe și Impozite, da. Reținuți inițial, unii prin arest la domiciliu, domnul Gegea, auzi, vorbim după peste... grate, adică știu. Nu, chiar să nu existe o teamă, auzi, adică Vorbim săptămâna viitoare, dacă mai aduce aminte. Dom'le, dar vă reamintesc faptul că această speță nu a venit așa întâmplător. Că există, sunt câteva date care converg către ideea că, dom'le, mulți de acolo se pregătesc, dom'le, să gândesc, dom'le, dacă îl saltă pe domnul Boșcodeală, dacă îi dă condamnare definitivă cu închisoare. Ceea ce nu-i dorem domnului primar. Dar sunt mulți care așa o gândesc, care se repoziționează. Păi eu ce fac? Al cui rămân? Poate rămân eu în picioare dacă mă duc și dau
Îi dau pe ăștia în gât. Păi, da. Sunt. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt oameni care... Nu, sunt care firme. În contextul ăsta în care vedem noi cătușe la televizor, domnule, eu nu mai fac, gata. Eu nu mai fac. Nu, mă, sunt oameni care s-au dus și i-au denunțat. Dintre cei care au sărace și el semirui morcuțul, o firmă mică, nu știu ce, și pe ăla nu le iartă nimeni. Îi ia, le-a de gât. Îi ia și viața. Iar celorlalți, care sunt foarte tari, firme foarte tari, așa, oamenii când au auzit că pentru unii se poate, și unora chiar li s-a propus și lor, și n-au vrut, ai auzit în direct, să intre în hora asta. Domn profesor, vă întrebasem legat de licitația pentru dezăpeziri, pentru firmele de dezăpeziri. Ziceți, știți cine? Nu știu. Domne, haideți să aflăm. Este nu știu, le mai știam pe alea de anul trecut. Anul acesta sunt, cred că alte firme, nu știu. Să le mai auzim o dată, după care revenim și comentăm. Consiliul Județean a semnat toate contractele cu cele patru firme care au câștigat licitațiile de dezăpezire pentru această iarnă. Societățile sunt neschimbate de ani de zile. GECO Trans Construcții Industriale și Civile se va ocupa de zona 1 Buzău, iar Nicost Impex va interveni în zona 2 Râmnicu Sărat. Totodată, firma Mecan Construct, ce aparține fostului consilier județean Dumitru Dobrică, va asigura dezăpezirea drumurilor aflate în zonele 3 și 4, Pogoanele, respectiv Șet, iar Conferic S.A. se va ocupa de zona 5 Vintilă Vodă. Valoarea totală a contractelor de dezăpezire pentru sezonul rece 2015-2016 este mai mică față de cea din iarna trecută. Și anul trecut este vorba despre cele 5 zone în care a fost împărțit județul, fiecare dintre aceste zone având responsabil o firmă. Valoarea totală a lucrărilor de dezăpezire programate pentru acest an este de 9,19 milioane de lei, valoare care este mai mică atât față de valoarea estimată, cea scoasă la licitație, cât și de valoarea programată pentru anul trecut. Evident, dacă nu se impun condiții sau vremea va fi de așa natură, această sumă nu va fi cheltuită în totalitate. Pentru a putea asigura dezăpezirea în bune condiții a drumurilor din loturile adjudecate, societățile au fost nevoite să facă dovada unei dotări minime necesare din punct de vedere al utilajelor pe care le vor folosi. Bun. Domn profesor, am văzut reacția, din păcate n-au văzut-o și telespectatorii. Dumneavoastră sunteți un om de cultură, cum se spune, toate vechi și nouă toate, sau cum? Cum era? Da, este glosa, se numește poezia de Eminescu, o să o spunem o dată întreagă, că e foarte densă ca, și foarte adecvată contemporaneității. Ce să spun eu? Sunt aceleași firme pe care le-am auzit și anul trecut. Da. Cred că sunt și aceleași utilaje. Acum să vedem dacă, în funcție de cantitatea de zăpadă, dacă vor fi la dezăpeziri și aceiași pompieri, aceeași armată, aceiași soldați, aceleași auxiliare anexe, care vin de fapt și de drept ca să rezolve problema în condiții mai bune, mai rapid, mai disciplinat, mai ordonat decât în zona asta, unde lucrurile noi și ai noștri avem năraburi prea vechi ca să le poată cineva schimba într-un timp așa de scurt, numai pentru faptul că zornă-i cătușele pe la... Las că zornă-i la alții, la noi nu. Da, e frumos, nu? E, până la urmă, consecvența, constanța... Parteneriatele durabile, da, pentru cei care au făcut lucruri... Public, pentru cei care au făcut lucrări de bună calitate, prompte, cu utilaje moderne și la prețuri accesibile. Nu mai putea să mai fie altă firmă, alte firme care se câștige la concurență cu condițiile și de preț și de calitate a lucrărilor făcute de firmele devenite parteneri tradiționali. De casă, cum s-ar spune. Noi avem parteneri tradiționali, Cârnați de Pleșcoi, Babicu și firmele de dezăpezire. Să le branduim. Da. Să le branduim. Păi, au devenit branduri de acum. O ultimă intervenție telefonică. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Să trăiți, domnul Mihăită, sănătate, multă... Doamne, multă spune, sănătate. Doamne? Mulțumim de asemenea. Vă rog. Spun că Boscodala nu are afaceri. Sunt de acord. Dar întrebați-vă câte linii
de microtaxe are. De maxitaxe. De asta n-am mai eu vă zic că de asta nu are. Eu vă spun că are. Nu, să nu confundați cu domnul viceprimar Bârlă. Nu. A, are, da, bun, ne poate scăpa acest amănunt, dar e prima dată când aud. Sunt șofer în maxitaxe. A... Pe o linie cu utilaje noi. Asta e o problemă. Trecem peste ea. Am și o problemă. Vă rog. Locuiesc în cartierul Poștei. Este un pod ăsta aici la... Podul Drăgăici, cum o știe toată lumea. Da. O mizerie de nedescris. A mai asemnat asta. Sub pod? Da, sub pod. Da. Și pe partea cu strada Independenței și pe strada, pe partea cealaltă cu strada Dimitrie Filipescu. Domnule, s-ar putea face o curățenie, s-ar putea face o parcare cu plată pentru duminica, că duminica vin, cred că sunt 200 de mașini care n-au unde să tragă. Sunt mult mai multe chiar, da. Da. S-ar putea să face o parcare... Scasele de jos acolo, într-o mizerie, uitate de Dumnezeu. Sunt niște pietroaie, cred că sunt de 20 de ani aici. Da. Bun, și acolo deci nu se intervine sau, mă rog, vine odată la 3 luni cineva să odată ridice? Odată la 5 ani. Am înțeles. Am mai sezat și la alte televiziuni de ale noastre locale. Campusul, Focusul, dar văd că nu s-a rezolvat nimic. Dacă puteți să faceți ceva, vă rugăm. Am înțeles. Ne-am notat acolo, mergem sub pod. Da, veniți. Să vedem acum zona, că trebuie să fie o zonă, că e bloc public ăla acolo, trebuie să fie curățat de cineva. Ea primărie, domnule, pe timpul lui Ceaușescu, copiii mei jucau fotbal pe gazon aici sub pod. Da. Și acum e o mizerie de nedescris. Da. Vă rog, dacă puteți veni, nu să filmați, sau dacă vreți filmați și dați pe post, și, dar numai să vedeți și că nu vorbesc o prostie. Bun. Mulțumim de intervenție. Bună seara și numai bine. Bună seara, bună, numai bine. Și sub pod e așa, da, și pe pod e. Ați mers ultima dată? Când ați mers ultima dată pe pod? Pe pod... Cu mașina asta de producție românească. Calitatea drumului este execrabilă. Care calitate? Păi nu, îngropăria de nivelare de acolo, da. Dar uite că oamenii ăștia de sub pod de acolo au tras mereu semnale că trăiesc în mare mizerie și... Da, gropile sunt de bună calitate, atenție. Da, dar gropile sunt de foarte bună calitate. Unele chiar au un format plastic, artistic, care poate crea chiar emoții estetice. Și da. Îl provoacă pe șofer sau pe șoferiță, în funcție de caz, la asta, cu cât de bine te descurci în trafic, să faci slalom. Da. Da, domn profesor, aveți onoarea. Vreți să prezentați? Păi da, în încheiere, că am... E un rechizitoriu am bătut, acolo? Nu e niciun rechizitoriu. La Biblioteca Județeană, toată săptămâna asta au avut loc manifestări. Astăzi au avut o întâlnire iubitorii de literatură cu criticul Alex Ștefănescu. Zilele trecute s-au lansat cărți importante. S-a lansat romanul lui Dumitru Dănăilă, Umbra. S-a lansat o lucrare de mare interes, istoria jurnalisticii din județul Buzău, care începe jurnalismul aici, am văzut după la 1800, o lucrare de referință, în care voi, toți condeierii și cei de azi, suntem sprinși acolo, în lucrarea semnată de Viorel Frâncu, o lucrare muncită. Nu am aici, dar o să discutăm altădată despre ea. Cu această ocazie, cum ne-am întâlnit mai mulți acolo interesați de carte și cum erau mulți autori acolo, Mihai Sălcuțan mi-a dat ultima lui carte Pseudomorfologie Dionisiacă, versuri ironice și satirice, într-o foarte frumoasă prezentare grafică și cu lucruri, cu rondeluri, poezie cu formă fixă, de foarte bună calitate. Uite, un rondel al proiecției bahice, pentru că Bahus este foarte apreciat dintre concetățenii noștri, degustători de vinuri în special. Nu poți să apreciezi doar rondelul. Da. Da, în luni de toamnă mai târzii, când noaptea e pură, cristalină, pe drum merg oameni ce se înclină, dar nu-s decât niște cheflii, au fețe cam trandafirii,
că au tot cinstit din cupa plină, în luni de toamnă mai târzii, când noaptea e pură, cristalină, urcând spre crama dintre vii, e drumul drept, iar panta lină, dar dinspre ea să miteții, același drum e serpentină, în luni de toamnă mai târzii. Mișa Sărcuțan, care este și vicepreședinte al Asociației Naționale a Epigramiștilor. Da. Așa. Cu această ocazie m-am întâlnit cu Dumitru Pană, care mi-a dat noua sa carte de poezie, Laconica, tot într-o frumoasă prezentare grafică. Nu am selectat acum, o să probabil să revenim altă dată. Am descoperit pe post copertă între părerea ale unor poeți și critici despre cartea lui despre poezia lui Dumitru Pană, în general Daniel Dumitriu, Nicolae Oprea, Adriana lui Gheorghe, dar și un nume drag, mie Marian Dobcea, de care nu mai auzisem de mult, coleg de facultate, cu un an mai mic ca mine, cred că era coleg cu Călinghesu, cam din generația lui, și un poet interesant. Iată că oamenii mai și scriu și publică lucrări interesante și în ultima vreme într-o foarte frumoasă ținută grafică. Da. Am primit și n-am avut timp să o văd, o desfac acum, dar nu, o carte că îmi trimite adesea doctorul Popescu Eugen, tocmai de la o localitate de mare rezonanță pentru unii așa zis, nostalgici. El este din Scornicești, Olt. Așa. Doctorul Eugen Popescu, doctor honoris causa al Academiei Daco-Române și are aici o lucrare Munții Bucegi și încă una Muntele Godeanu. El nu face pur și simplu geografie și nici istorie. El caută rădăcinile noastre stră-române, de la daci și de la predaci, de dinaintea dacilor, cu mărturii, cu izvoare, cu lucrări de mare anvergură. O să am timp să mă uit pe ele. Iată, primesc și din județul Olt cărți. Costel Eugen Popescu, doctor de meserie, profesează, a fost deputat în perioada 2004-2008, am fost colegi și am rămas prieteni. Domnul profesor, ca să rămânem prieteni în continuare, vă rog frumos, haideți să încheiem această emisiune. Oricum ne-am întins cu vreo 11 minute. În loc de concluzie, vreți să vă adresați cetățenilor, vă rog? Nu, dar vrei nu, să ne... direct? Ții neapărat să ne întoarcem iar la mocir la zile, da? Nu, dați concluzia, dacă vreți să... Eu am vrut să... Nu vă cenzurez, eu am vrut să încheiem cu un rondel de Sărcuțan, cu o poezie de Dumitru Pană. N-am zis, foarte bine ați făcut, dar... Așa, și tu mă întorci la... Nu vă întorc, v-am zis în loc de concluzie, domnul profesor. Dacă vreți să concluzionați ceva... Concluzia trebuie să o tragă cetățenii noștri și mai ales aceea care trebuie să se trezească și să înțeleagă că bunăstarea noastră, viața noastră în comunitate și chiar în casa noastră depinde foarte mult de corectitudinea celor pe care îi credităm în funcții publice, de felul cum se cheltuiesc banii publici, de felul cum ne pasă și cum reacționăm noi cetățenii de rând, pentru că adeseori, repet, sunt întâlnești cetățeni care spun că nu este nicio legătură între marele jaf național, între hoția mai mare sau mai mică, și nivelul nostru de trai. Ori, orice om de bună credință își dă seama că într-o ogradă în care se risipesc valorile, în care ni se vinde pe nimic aragazul azi, mașina de spălat mâine și butoiul de vin asecat și ne l-au furat alții și mălaiul și țuica și cartofii, rămâne să stăm cu dinții rânjiți la stele. Deci vine vreme în care o comunitate, sat, comună, oraș, municipiu, județ, cetățenii unei țări trebuie să se trezească și să le pese de felul cum trăiesc ei și copiilor în comunitate. Asta înseamnă toleranță zero față de corupție, hoție, risipă de bani publici. Domnul profesor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiza făcută pe marginea subiectelor dezbătute și pentru ultimul cuvânt pe care l-ați avut. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit în această seară. Să aveți parte numai de bine. La revedere!